Este o binecuvântare să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și să aduc puțin din mărturia cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Cu 10 ani în urmă, Dumnezeu m-a cercetat și m-a făcut copilul lui și dau slavă lui pentru că el s-a îndurat de mine chiar dacă nu provin dintr-o familie de credincioși. Încă de la început, Dumnezeu a pus în inima mea lucrarea de misiune și cu un grup din biserică mă implicam regulat în Republica Moldova. Îmi plăcea atât de mult ce făceam, iubeam când mergeam la orferinate și în taberele cu surdomuți. Dar în 2009 Dumnezeu a avut alt plan pentru mine și m-a chemat în lucrarea din Indonezia. La început am avut atâtea întrebări și mă gândeam, o, Doamne Iisuse, ce să fac eu în Indonezia? Nu știu engleză, nu știu indoneziană, sunt doar de puțin timp întoarsă la tine și părea tot mai ușor să merg în Republica Moldova, unde era limba mea și deja eram familiarizată cu oamenii de acolo, cu copiii, cu tinerii surdomuți. Dar în decembrie 2009 m-am dus pentru prima dată cu Misiunea Speranța, cu un grup din Misiunea Speranța în Indonezia. Atunci Dumnezeu mi-a întărit chemarea și m-a făcut să înțeleg că El are un plan cu mine acolo. M-am întors înapoi în 2011 și am stat în Indonezia aproape 3 ani. Dumnezeu mi-a arătat că atunci când El ne cheamă într-o lucrare, El ne îmbracă și cu toate cele necesare și ne dă putere și izbândă. El a alungat îngrijorările mele. Mi-a dat putere să învăț engleză, mi-a dat putere să învăț indoneziană și să pot să mă descurc, să pot să slujesc acolo la copii. În special am fost implicată în lucrarea cu copiii. Copiii acolo sunt de multe ori lăsați singuri de dimineața până seara, sunt puși ca să facă încă de dimineață înainte să meargă la școală treburi pe lângă casă, după ce vin de la școală să îngrijească de frățiorii lor mai mici sau să se ducă în junglă și să strângă tot felul de plante. De aceea am încercat să le spun atât de mult și să-i fac să înțeleagă că, chiar dacă de multe ori ei se simt privați și lipsiți de dragostea de părinți, Domnul Iisus iubește și în ochii lui Dumnezeu ei au mare preț. Am avut cu ei grup de rugăciune în fiecare marți și m-a impresionat atât de mult să văd că cât erau ei de sărați și lipsiți de atâtea lucruri, chiar dacă atunci, în 2011, când am mers, tot anul 2011 nu a fost curent încă în satul acela, dar pe copii nu-i interesa. Erau câțiva copilași din sat care aveau lanterne din cauza că erau din familii mai înstărite și împreună cu ei veneau la casa unde stăteam și la lampă cu petrol sau cu lanterna stăteam și ne rugam. Înlăudam pe Domnul și mijloceam pentru oamenii din sat, pentru părinților, pentru nevoile lor. Veneau câteodată și câte 60 de copilași și dau slavă Domnului pentru că El lucrează cu putere. Totodată am încercat să-i învăț lucruri de igienă și prin aceasta să le și arăt dragostea Domnului Iisus. Le dădeam să pun pastă de dinți, periuță de dinți, șampon. Învățam să-și taie unghiile. Erau atât de lipsiți de toate lucrurile acestea fundamentale și au fost atât de impresionați și prin lucrurile acestea am putut să ajung la inima părinților care au fost atinși să vadă că este cineva care are dragoste și își ia timp pentru copilașii lor. Totodată, de 2 ori pe săptămână mergeam în sat și povesteam cu oamenii, îi ascultam, le ascultam nevoile lor, le ascultam durerile lor, îi încurajam și le spuneam despre Domnul Iisus. Ne rugam pentru ei și chemam la casa Domnului unde ei au putut să primească cuvânt și să se întoarcă cu fața spre Domnul. La început au fost puțini creștini, dar îi dau slavă Domnului pentru că El a cercetat și El a lucrat și acum vin regulat cam 150 de persoane la biserică, câteodată chiar 170 și aceasta e doar harul lui Dumnezeu care a eliberat atâtea suflete. Acolo oamenii, chiar dacă Indonezia este o țară musulmană, în acel sat oamenii sunt animiști, folosesc foarte mult vrăjitoria, au fost învățați încă din bunici, străbunici și tot așa ca să folosească vrăjitoria în orice. Dacă erau bolnavi, mergeau la vrăjitor, dacă aveau nevoie de ceva, mergeau la vrăjitor, când murea cineva în sat, mergea la vrăjitor și pentru toate lucrurile ei chemau vrăjitorul și implicau duhurile rele în viața lor. Dar am încercat să-i fac să înțeleagă că vrăjitorul nu face altceva decât să le ia banii, vrăjitorul nu face altceva decât să îi lege și să-i înrobească și să-i țină cât mai departe de Dumnezeu și vrăjitorul nu poate să le dea nici pace, nici liniște, nici sănătate. Totodată
atunci când se năștea un copilaș, obișnuiau să-și ducă copilașii încă de mici, de bebeluși, la vrăjitor și să-i închine diavolului. Și de aceea atâția de mulți tineri, atât de mulți oameni sunt legați cu tot felul de duhurele datorită faptului că încă de bebeluși n-au fost duși în casa Domnului, au fost duși la vrăjitor și închinați diavolului. De aceea rugați-vă pentru ei ori de câte ori vă amintiți. Totodată oamenii acolo sunt foarte săraci. Salariul lor este undeva de 40 de dolari pe lună, acolo în acele sate. Acești 40 de dolari sunt foarte puțini, pentru că un kilogram de orez este un dolar și puțin. Iar ei mănâncă cam 3 kg de orez pe zi, pentru că dimineața, la amiază și seara, atunci când au, mănâncă orez. Când nu au destul orez, îl îmbină cu rădăcină de copac. Totodată, tot felul de plante ce sunt în pădure, toate sunt comestibile, doar trebuie să știm să le gătim. Totodată și tot ce mișcă în pădure, de la maimuțe, lilieci, veverițe, șerpi, totul se mănâncă acolo. Și ce este și mai dureros pentru mine și mi-a fost greu să înțeleg, mănâncă șobolani. Și când i-am întrebat de ce mâncați șobolani, au zis, dacă șobolanii ne atacă nouă culturile de orez, noi să nu-i mâncăm pe ei, în special acei șobolani de câmp îi mănâncă. Este atât de dureros, pentru că șobolanii sunt un focar de infecție și pot să iei boli și după aceea sunt bolnavi. Și din nou, de multe ori merg la vrăjitor, pentru că nu-și permis să meargă la doctor. În același timp, în 2011, mergeau la râu să se spele, la râu mergeau să folosească râu ca WC-ul, la râu mergeau să-și spele hainele, dar cel mai dureros era că de la râu mergeau să iei apă ca să gătească. Apa aceea era atât de infectă și de mizerabilă. Ei ziceau că nu este mizerabilă pentru că râul este curgător. De acolo la ei se obișnuiește ca toate satele să fie pe râu și toate satele folosesc râul ca WC-ul. Și am încercat așa de mult să le spun că nu este bine lucrul acesta. De aceea îi dau slavă Domnului pentru că am văzut cum El a lucrat. Am văzut cum Domnul a făcut minuni, cum Dumnezeu a vrut să cerceteze prin diferite feluri pe oamenii din sat și pe oamenii din alte sate. În 2015, înainte să vin din Indonezia, am văzut cum Domnul a lucrat chiar prin lanurile de orez. În satul unde am fost implicată, oamenii nu mai chemau vrăjitorul, îl chemau altei de orez. Și oamenii din celălalt sat îl chemau pe vrăjitor și puneau tot felul de jertfe la recoltele de orez. Iar în 2015 au putut să vadă cu ochii lor cum, chiar dacă erau două parcele, una lângă alta, cea oamenilor creștini nu era atacată de șobolani, iar cea a oamenilor care au chemat vrăjitorul a fost toată atacată de șobolani și abia și adunau jumate de kilo, de sac de orez. Până și ei au zis că, unii din ei spuneau că, la ce mai cheamă ei vrăjitorul dacă vrăjitorul nu-i ascultă? Și dau slavă Domnului pentru că am văzut lucrul acesta și El cercetează. Am văzut cum Domnul dă sănătate la alți oameni atunci când ei cheamă, îl imploră pe Dumnezeu pentru că nu-și permis să meargă la doctor. Am văzut și îi dau slavă Domnului pentru că am văzut câte suflete din înrobite de cel rău, suflete îndrăcite ce noi de multe ori nici nu ne putem imagina cum, dar Dumnezeu acolo eliberează. De aceea vă rog, rugați-vă ori de câte ori vă amintiți pentru această lucrare. Anul trecut m-am căsătorit și împreună cu soțul meu ne dorim să mergem din nou la sfârșitul octombrie, începutul lui noiembrie. Ne dorim să mergem în alt sat unde nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru noi ca Domnul să ne dea izbândă. Rugați-vă pentru soțul meu să-i dea putere, înțelepciune și biruință și în special să poată să învețe și el limba indoneziană, să poată să fie de folos acolo, să se înțeleagă cu oamenii. Și rugați-vă ca Dumnezeu să elibereze cât mai multe suflete din robia păcatului. Domnul să vă binecuvânteze!